sunt un singur plan, dar care prin lucrarea Domnului Hristos marchează definitiv revelația și realizează în mod desăvârșit mântuirea. Să ne amintim de cuvintele Domnului care spunea despre sine în raport cu Scripturile Vechiului Testament, Matei capitolul 5, versetele 17 și 18. Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Adică Domnul n-a venit să o ia de la început. El a venit să continue ceea ce Dumnezeu, prin cuvântul Său, vestise până atunci. De aceea a zis în continuare, căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să fie întâmplat toate lucrurile. Iar în Evrei, capitolul 1, este scris despre ordinea binecuvântată a lucrării lui Dumnezeu, Moise, prorocii, Domnul Hristos, versetele 1 la 3. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. El care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. Iată așadar cât de clar ne este descris aici, căci Dumnezeu și-a desăvârșit atât revelația, cât și scopul ei, mântuirea. Însă trecerea de la sistemul legii, care între timp ajunsese împovărat de tradiția iudaică, la un adevăr împlinit, a constituit baza doctrinară a religiei Domnului Hristos. El s-a folosit de o interpretare corectă a Scripturilor Vechiului Testament și dacă a fost nevoie să mai aducă vreun adevăr, așa cum zice apostolul despre taina ținută ascunsă, a arătat ceea ce profețiile până atunci păstraseră în mod tainic și prorocii nu pricepuseră decât în parte, pentru că prin el și apoi prin ceea ce el a lăsat apostolilor și s-a finalizat cu Apocalipsa, ne este descoperit tot ceea ce avem nevoie pentru ca și noi să avem o religie curată și sănătoasă. Iată ce scria Ioan în Evanghelia sa, capitolul 1, versetul 17. Căci legea a fost dată prin Moise. Știți că el a primit cuvinte direct de la Dumnezeu. Dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Merită așadar să ne preocupăm, să insistăm asupra vieții și religiei Domnului Hristos pentru a-i putea fi cu adevărat urmași, ucenici. În această ordine de idei a interpretării legii, a Scripturilor Vechiului și apoi Noului Testament, vreau să privim puțin la lege și la iudaism, adică la ceea ce s-a adăugat legii prin contribuția cărturarilor și a practicilor religioase până la Domnul Hristos. Scripturile Vechiului Testament sunt scrise de către Moise și proroci. Au fost și alți oameni înțelepți care au scris proverbele, de exemplu Solomon, dar în ce privește baza doctrinară, adică adevărurile fundamentale în plan religios, ele aparțin lui Moise și profeților. Cum știți, cele 10 porunci au fost adevărul fundamental scris cu mâna lui Dumnezeu, prezentate în Exod 20, reluate în Deuteronom capitolul 5, în deschiderea cărora Dumnezeu spunea prin Moise, iată legile și poruncile. Dar pe lângă cele 10 porunci au fost multe alte explicații suplimentare ale acestor legi și altele, toate transmise evreilor prin Moise, care a fost o slugă credincioasă. De exemplu, în cartea Deuteronom, la capitolul 12, după ce
sunt prezentate poruncile cu anumite explicații, este scris: iată legile și poruncile pe care să le păziți, să le împliniți, cât veți trăi în țara pe care vă dă în stăpânire Domnul Dumnezeu părinților voștri. Și aici urmează legi referitoare la familie, la conviețuirea în societate, la diferite alte aspecte, până la cele de ordin alimentar sau juridic. Profeții, la rândul lor, au îndreptat poporul spre împlinirea legii, l-au chemat la apropiere de Dumnezeu, la pocăință. Totodată ei au arătat înțelesul legii, în special în domeniile în care ea era nerespectată. Iată ce scria Isaia în cartea sa, capitolul 8, versetele 19 și 20. Și vom vedea că el întru totul avea în vedere ceea ce e scris în Deuteronom. Dacă vi se va zice însă, întrebați pe cei ce cheamă morții și pe cei ce spun viitorul, care șoptește și bolborosesc, răspundeți: nu vom întreba oare un popor pe Dumnezeul său? Va întreba el pe cei morți pentru cei vii, la lege și la mărturie, căci dacă nu va vorbi așa, nu vor mai răsări zorile peste poporul acesta. Ieremia, la rândul lui, scria în cartea sa, capitolul 5, citim versetele 2 la 7, pentru a vedea că atitudinea profeților întotdeauna a fost în acord cu legea Domnului. Și astfel s-a format un tot unitar al Scripturilor Vechiului Testament. Chiar când zic, viu este Domnul, îi jură strâmb. Și una din porunci le spunea să se ferească de jurământul strâmb, de mărturia mincinoasă. Doamne, nu văd ochii tăi adevărul? Tu îi lovești, ei nu simt nimic, inimicie și ei tot nu vor să-ți ia învățătură. Iau o înfățișare mai tare decât stânca, nu vor să se întoarcă la tine. Eu ziceam, numai cei mici sunt așa. Ei lucrează fără minte pentru că nu cunosc calea Domnului, legea Dumnezeului lor. Mă voi duce deci la cei mari și le voi vorbi, căci ei cunosc legea Domnului, legea Dumnezeului lor, dar toți au sfărâmat jugul și au rupt legăturile. De aceea moară leul în pădure și inimicește lupul din pustie, stă la pândă pardusul înaintea cetăților, toți ce vor ieși din ele vor fi sfârșiască și fără de legi lor sunt multe, abatelor s-au înmulțit. Iată cum el le adeverește nu doar conținutul legii, cât și blestemele care erau menționate tocmai ca și niște efecte ale încărcării legii. Cum să te ierzi, zice Domnul? Copiii tăi m-au părăsit și jură pe Dumnezeu care n-au ființă și după ce le-am primit jurămintele se dau la prea curvie și aleargă grămadă la casa curvei. Deci profeții puneau față în față realitatea legii cu cea a vieții reale a poporului. La rândul lui și profetul Amos, care a fost trimis de Domnul în regatul de nord, dar a profețit pentru evrei și poporul din jur, scria, citesc din cartea sa, capitolul 2, de la versetul 4, așa vorbește Domnul: pentru 3 nelegiuri ale lui Iuda, ba pentru 4, nu-mi schimb hotărârea, pentru că au nesocotit legea Domnului și n-au păzit poruncii lui, ci s-au lăsat duși în rătăcire de idolii cei mincinoși, după care au umblat și părinții lor. Și mă adaug doar un citat din Maleahii, capitolul 4, versetul 4, unde, ca o încheiere a Vechiului Testament, ultimul profet punea punctul pe ei în aceeași ordine de idei. Aduceți-vă aminte de legea lui Moise, robul meu, așa cum este scris și în Evrei 3, că el a fost slugă credincioasă, căruia i-am dat în Horeb rânduiel și porunci pentru tot Israel. Însă, mod special după revenirea din robie și cu mult mai mult după ce se încheie istoric vorbind Vechiul Testament, evreii au intervenit prin teologia lor, prin interpretarea lor, cu multe interpretări care instauraseră un cult cu o mulțime de reguli și forme exterioare.
De aceea, în timpul Domnului Iisus, întâlnim lucruri despre care Vechiul Testament nu scrie. Pentru că ei le adăugaseră. Iată ce este scris în Marcu, capitolul 7, de la versetul 1. Despre tradițiile și practicile religioase ale vremii Domnului. Farisei și câțiva cărturari veniți din Ierusalim s-au adunat la Iisus. Ei au văzut pe unii din ucenicii lui prânzind cu mâinile necurate, adică nespalate. Farisei însă și toți iudeii nu mănâncă fără să-și spele cu mare băgare de seamă mâinile după datina bătrânilor, deci iată că nu mai este după legea lui Moise. Și când se întorc din piață, nu mănâncă decât după ce s-au scăldat. Sunt multe alte obiceiuri pe care au apucat ei să le țină, precum spălarea paharilor, a ulcioarelor, a căldărilor și a patrulor. Și fariseii și cărturari l-au întrebat, pentru ce nu țin ucenicii tăi datina bătrânilor și prânzesc cu mâinile nespălate? Iisus le-a răspuns, fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris, norodul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni, precum spălarea ulcioarelor și a paharilor și faceți multe alte lucruri de acestea. Iată că religia lor deplasase centrul de greutate al adevărului, de la ceea ce Dumnezeu a lăsat prin Moise și a completat prin proroci. Însă ei credeau, așa după cum vă citesc din Matei capitolul 23, și cum în mod natural și drept ar fi trebuit să fie, că sunt urmașii lui Moise și păstrătorii legii lui Dumnezeu, că sunt singurii deținători ai adevărului. Matei 23, versetele 1 la 4. Atunci Iisus, pe când cuvânta gloatilor și ucenicilor, i-a zis, cărturare și farisei șed pe scaunul lui Moise. Dar aș adăuga eu, pe masă nu mai aveau doar cartea legii lui Moise și proroci, ci învățăturile date de ei și părinții lor, de rabinii din acele secole. Deci toate lucrurile pe care vă spune să le păziți, păziți-le și faceți-le. Dar după faptelor să nu faceți că ce-i zic, dar nu fac. Ei leagă sarcini grele, aveau o mulțime de reguli și cu a nevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le miște. Deci în vremea Domnului Hristos era o religie obositoare pe care conducătorii religioși o instauraseră, dar de pe urma căreia ei doar beneficiau și ei nu erau altceva decât așa, cum spunea Domnul, stăteau în ușă, nici ei nu intrau în împărăția lui Dumnezeu, nici pe alții nu îi lăsau să intre. A venit însă Domnul Iisus Hristos să fie el ușa oilor, să arate ceea ce Dumnezeu a vestit prin Moise și profeți, să completeze acest tablou al adevărului despre Dumnezeu, aceasta a fost adevărata religie a Domnului Hristos. În vremea sa existau diferite partide religioase, de la farisei așa numiți orbi, care în înțelegerea lor umblau uneori cu ochii închiși să nu vadă vreo femeie și astfel chiar se mai loveau de câte un zid și aveau vânătăi. Dar totuși spunea Domnul că mintea lor era afectată, până la saducheii care nici nu credeau în viața viitoare. Ei erau elita religioasă a vremii și se bucurau de beneficiile de aici, pentru ei, într-un fel spus, ca pentru unii în vremea noastră, aici era raiul. În plan teologic s-au remarcat atunci două orientări religioase, una conservatoare a lui Shammai, de exemplu, în privința căsătoriei, el nu admitea decât în cazuri foarte speciale divorțul. Și o altă școală liberală a lui Hillel, care accepta divorțul și dacă nu-i plăcea bărbatului
cum îi face nevasta mâncarea. La aceste categorii religioase se adăugau ca și o castă inferioară, ceea ce întâlnim noi în Evanghelie, subtitulatura Vameșii și Păcătoși. Pe aceștia, oamenii religioși din vremea aceea, nu îi acceptau nici măcar să stea la masă cu ei, îi tratau ca pe niște străini, uneori învinuindu-i de colaborarea cu orânduirea romană, iar alteori de nerespectarea practicilor lor, acelea despre care v-am vorbit, adăugate de ei de-a lungul vremii. Iată care era atitudinea oamenilor religioși din vremea aceea față de aceste ultime două categorii. Citesc din Ioan capitolul 7, versetele 48 și 49. A crezut în el, se făcea referire la Domnul Hristos, vreunul din mai marii noștri sau din farisei, dar norodul acesta care nu știe legea este blestemat. Deci ei se împărțeau după socoteala lor în două categorii, unii care stăpâneau cunoștințele biblice, cunoșteau legea, și alții care erau în afara cunoașterii și deci în afara poporului lui Dumnezeu, am putea spune. De aceea și când Domnul spune acele pilde din Luca 15, cu oaia pierdută, cu banul pierdut și cu fiul pierdut, ei contestau lucrarea sa pentru că el mânca împreună cu vame și păcătoși, se întâlnea cu ei și le vorbea și ce era mai grav în concepția lor, le dădea drept la mântuire. Ba încă Domnul a spus, citim în Matei capitolul 21, versetele 31 și 32, adevărat vă spun că vame și curvele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Pentru ei era ceva absurd. Fiindcă Ioan a venit la voi umblând pe calea neprihănirii și nu l-ați crezut, dar vame și curvele l-au crezut și măcar că ați văzut lucrul acesta, nu v-ați căit în urmă ca să-l credeți. Vreau acum să observăm principiile de interpretare a legii practicate de Domnul Iisus Hristos și, evident, propovăduite și păstrate de apostoli și la rândul lor transmise nouă. Aceasta ar trebui să fie atitudinea noastră față de Vechiul Testament. Astfel ar trebui să legăm Scriptura împreună. În primul rând, Domnul a accentuat valorile spirituale, morale și practice ale legii. Iată un cuvânt cheie în această privință, Matei 23 cu 23. Vai de voi cărturari și farisei fățarnici, adică ipocriți, pentru că voi dați zeciuială din ismă, din mărar și din chimen și lăsați nepăvute cele mai însemnate lucruri din lege, dreptatea, mila și credincioșia. Deci Domnul a accentuat aceste valori. N-a neglijat nimic din ce-i scris, dar le-a pus într-o ordine valorică. Căci versetul zice în continuare, pe acestea, deci importante, trebuia să le faceți și pe acelea, aș zice eu, mai mici în valoare, să nu le lăsați nefăcute. Dar despre valoarea sau greutatea lucrurilor spirituale, despre ceea ce este important, vom vorbi mai pe larg în lecția următoare, a treia. Vreau să înțelegem acum că Domnul a arătat drumul spre împărăția lui Dumnezeu, având în vedere aceste valori spirituale, nu formele cultice la care țineau atât de mult. În Evanghelia după Matei, capitolul 5, unde Domnul, începând de la versetul 2 și până la finalul capitolului 7, are prezentat în Evanghelie cel mai lung discurs, cel mai vast. Cred că în aceste capitole Domnul a predicat ceea ce noi trebuie să înțelegem în lecția aceasta. Domnul a început repetând cuvântul ferice și a enumerat câteva categorii care se pot încadra la aceste fericiri. Vreau să rețineți că în limba greacă în care a fost scris Noul Testament, deci și Evanghelia după Matei,
Există patru cuvinte pentru expresia fericire. Și este important care dintre ele a fost folosit aici. Astfel, există cuvântul eutekes, fericit din întâmplare. A dat norocul peste cineva. Domnul nu l-a folosit aici. Un alt cuvânt este olbios, fericit prin cinstea, prin poziția care o are. De exemplu, cineva este copilul unui bogătar sau unui demnitar de stat. Domnul nu s-a referit la așa ceva. Asta i-ar fi avantajat pe evrei care se credeau urmașii patriarhilor, a sfinților lui Dumnezeu. Un al treilea cuvânt folosit în greacă era eudaimon, ceea ce însemna fericit prin plăceri. Oamenii aleargă după asemenea fericire, dar Domnul nu la aceasta s-a referit. Astfel Matei folosește un alt cuvânt, makarios, ceea ce înseamnă fericirea de origine divină, fericirea pe care o dă Dumnezeu și care se ridică deasupra oricăror valori materiale, pământești. Este foarte importantă ordinea pe care o lansează Domnul Iisus aici. Prima fericire, versetul 3, este atribuită celor săraci în duh. De asemenea, în limba greacă sunt două expresii pentru sărăcie. Prima, pentru săracii care au foarte puține lucruri, de-abia un stec necesar, și cea de-a doua pentru săracii care n-au ce să mănânce și sunt la limita totală a subsistenței. Domnul a folosit cea de-a doua expresie, arătând că omul trebuie să își vadă nevoia profundă de Dumnezeu, o nevoie totală, și numai dacă Dumnezeu se îndură de om, atunci va avea o fericire ce provine de la Dumnezeu și poate fi dată omului. Pentru că Domnul Iisus Hristos a arătat că legea a fost dată de Dumnezeu și El a venit să împlinească legea având în vedere nevoile omului, nevoia totală de Dumnezeu. Vă rog să vă gândiți că fariseul mergea la templu și spunea: Dumnezeule, îți mulțumesc, eu am realizat ceva. El nicicum nu se putea încadra la săracul acesta care n-avea absolut nimic. Vameșul însă se încadra din plin, că spunea: Doamne, ai milă de mine, păcătosul, sunt gol, sunt pierdut. Domnul Hristos n-a venit decât pentru păcătoși, pentru bolnavi aceia de care spunea că au nevoie de doctor. O a doua fericire, versetul 4, Domnul o lasă pentru cei ce plâng. Vă rog să vă gândiți că plânsul este cea mai înaltă stare pe care omul o poate trăi în raport cu sine însuși, atunci când gustă, fie necazul, fie bucuria. În plâns, omul trebuie să se smerească și cea mai binevenită plângere este cea pentru păcate. Astfel, dacă din prima fericire omul privește spre Dumnezeu și își dă seama de nevoia de Dumnezeu, potrivit cele de-a doua fericire, omul trebuie să coboare în sine însuși și să-și dea seama că el este absolut, așa, fără ajutor și fără speranță. Așa cum zicea profetul Isaia, tot trupul suferă de moarte, totul-i vânătăi, fără nicio șansă. Însă, după ce omul vede nevoia sa de mântuire, trebuie să se coboare sine în sine însuși în mod profund, așa cum Dumnezeu l-a îngăduit pe Saul în cele trei zile, când n-a mâncat, n-a băut, a fost în orbire, ca să treacă și el prin fericirea aceasta. Cea de-a treia, menționată în versetul 5, ferici de cei blânzi că cei vor moșteni pământul, are de-a face cu o conviețuire binevoitoare, blândețea. Nu are de-a face nici cu relația noastră cu Dumnezeu, nici cu noi înșine, ci relația mea cu aproapele, cu oamenii din jur. De aceea Domnul a venit să instaureze un climat al îndurării, al milei. Când strigă el: dacă ați fi știut ce înseamnă mile, voiesc și nu jertfe. Fericirile continuă cu alte aspecte la care poate vom insista altă dată, legat de nevoia după împlinire spirituală, după neprihănire, mila care se asociază și completează aspectul blândeții, inima curată, sinceritatea care trebuie să fie păstrată pe tot parcursul vieții de credință. Iată cum Domnul scoate
aceste valori spirituale ce sunt cuprinse în Scripturile Vechiului Testament, pe care a vrut Dumnezeu că omul să le înțeleagă și le evidențiază, să arate oamenilor ce a vrut Dumnezeu prin legea sa. În al doilea rând, vreau să rețineți că Domnul a explicat legea, a aprofundat conținutul ei, arătând scopul ei. Ce a vrut Dumnezeu cu poruncile date în Vechiul Testament? Ce a intenționat? Dumnezeu a vrut să refacă și să păstreze relația dintre El și om. Și totodată să ofere o trăire a unei vieți în cele mai bune condiții, fericirea omului. De ce Dumnezeu s-a prezentat El pe Sinai? De ce omul trebuia să meargă la templu și să aducă jertfă Domnului? Fiindcă Dumnezeu voia să locuiască în mijlocul lor, să refacă relația cu ei. De ce Dumnezeu a dat atâtea legi în Vechiul Testament referitor la viața de familie și până la străini? Pentru că este scris. Hai să citim doar din cartea Deuteronom, capitolul 10, de la versetul 12. Acum, Israele, ce altă cere de la tine Domnul Dumnezeu tău decât să te tem de Domnul Dumnezeul tău, de să știi cum să te raportezi la Dumnezeu, să umbli în toate căile Lui, să iubești și să slujești Domnul Dumnezeului tău din toată inima ta și din tot sufletul tău, să păzești poruncile Domnului și legile Lui pe care ți le dau astăzi, ca să fii fericit. Iată scopul legii pe care Domnul Hristos l-a evidențiat într-un mod foarte profund. Să citim din cuvintele sale din Matei, capitolul 5, unde Domnul a luat pe rând câteva porunci, pe care ei pretindeau că le împlinesc. Dar era simplu să spun așa, ca tânărul bogat, le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Dar fără aprofundarea lor, ele nu puteau fi păzite. Matei 5:21, ați auzit că s-a zis celor din vechime, să nu ucizi. Și poate ei socoteau, nici măcar n-am lovit pe cineva. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său, pentru că orice mânie rupe relația între două persoane, face nefericită persoana asupra căreia se revarsă mânia. Și oricine zice fratele său prostule, era în expresia vremii, o vorbă care însemna că este un om care nu-i bun de nimic, ce avem noi românești prostule. Deci o descalificare, o disconsiderare. Va cădea sub pedeapsa genii, dacă îi zice prostule sau nebunule, și sub pedeapsa soborului. Așa că dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul înaintea altarului și du-te întâi te împacă cu fratele tău și apoi vino și adu-ți darul. Deci nu era permis ca omul, evreul, să meargă la altar și să fie într-o relație bună cu Dumnezeu și să piardă din vedere relația la fel de bună care trebuie să fie cu fratele său. Apoi, în capitolul 6, de la versetul 1, din nou Domnul vorbește despre scopul legii date în Vechiul Testament. O explică atât de bogat. Luați seama să nu vă depliți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, să fiți văzuți de El. Mintea, nu veți avea răsplată la Tatăl vostru care este în ceruri. Deci lui Dumnezeu nu trebuie să-i dăm noi demonstrații de religie. Trebuie să ne trăim viața în mod normal și ne notează Dumnezeu așa cum suntem. Tu dar când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta cum fac fățarnici, în sinagoși, în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata, ci tu când faci milostenie, să nu știe stânga ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns și Tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Înseamnă că ei nu-L înțelegeau pe Dumnezeu și totodată voiau să rămână, cum spuneam, într-o castă superioară. Noi v-am ajutat, v-am dat. Nu cred că dacă ei la rândul lor ar fi fost nevoie să fie ajutați, ar fi vrut ca alții să-i pomenească, uite, eu le-am dat, eu i-am ajutat. Apoi și mai clar vorbește Domnul despre adevărata religie când spune despre rugăciune, versetul 5, când vă rugați să nu fiți ca fățarnicii care le place să se roage stând în picioare, în sinagoși, la colțurile uliților, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Și tu când te rogi, intră în odăița ta, în cu ușa și roagă-te Tatălui care este nascuns și Tatăl care vede nascuns îți va răsplăti. Profeții au înțeles asta. De exemplu, Daniel se ruga în camera lui,
ținând cont de ceea ce s-a rugat Solomon la rândul lui, cu ferestrele deschise, orientat spre Ierusalim, dar fără paradă, o religie sinceră, adevărată. Dar ceea ce îmi place foarte mult din interpretarea legii este menționat de Domnul Iisus în rugăciunea Tatăl nostru. Aici este o încărcătură profundă a felului cum se raporta Domnul Iisus și cum i-a învățat pe oameni să o facă. Citesc de la versetul 9. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Nu asta cer Scripturile Vechiului Testament, nu. Acest cuvânt este repetat de N ori în cartea Levitic. Fiți sfinți, sfințiți-vă, acesta este sfânt, acesta este profan. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ. De fapt, cere legea lui Dumnezeu, voia Sa, care trebuia să fie aplicată în viețile oamenilor. Pâinea noastră, ce ai toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Acea raportare, ca și în Vechiul Testament, începând cu mana. Ei știau potrivit legii că Dumnezeu este Cel ce dă ploaie și binecuvântare. Deci Domnul a folosit cuvinte foarte practice pentru ei, cred că la fel de înțeles și pentru noi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Aveau și ei astfel de reglementări, să ierte datornici, Deuteronom capitolul 15, să fie miloși chiar și cu străinii. Și mai presus de toate, să recunoască pe Dumnezeu ca adevăratul suveran. Știți ce spunea Dumnezeu lui Samuel când vroia un împărat? Pe mine mă leapădă. Și când Domnul încheie rugăciunea cu cuvintele, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci, vroia să readucă în acea imagine biblică corectă mentalitatea evreului. Ei vroiau să scape de stăpânirea romană, dar aș fi rușinat să instaureze regatul lor, cum țineau atât de mult la sistemul lor, situații de care în parte au fost afectați și ucenici. Un alt verset important în cuvântarea Domnului este Matei 7:12, unde Domnul le-a vorbit foarte pe înțeles în raport cu ceilalți oameni. Tot ce voi să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii. Vedeți cum Domnul a venit să împlinească legea și prorocii, ce frumos le-a tâlcuit. Ei se pierdeau în rânduiel și reguli. Dar dacă vameșii ar fi procedat cu ei, cum procedau ei cu vameșii, atunci poate și-ar fi dat seama în ce poziție greșită se află. Oare noi ne putem raporta corect la frații noștri? Tot ce voi să vă facă vouă oamenii, dacă ați fi în postura lor, că altfel nici nu poți gândi, cum poate să-și dea seama un bogat ce ar vrea să-i facă lui săracul? Numai dacă se pune el în postura săracului, atunci să se gândească ce ar vrea să-i facă lui bogatul, cum ar vrea să se îndure de el, să-l lase să ia măcar din colțul ogorului sau spicile rămase de la secerăștitori. Mai adăugăm cele scrise în Luca capitolul 13 pentru a vedea cum Domnul demască lipsa lor de iubire față de Dumnezeu și de aproapele. Pentru că Domnul a interpretat în modul cel mai practic Scripturile. 13:10. Iisus învăța pe norod într-o sinagogă în ziua sabatului. Și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de un duc de neputință, era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Când a văzut-o, Iisus a chemat-o și a zis, femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și a întins mâinile peste ea, îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Dar fruntașul sinagogii, mâniat că Iisus săvârșise vindecarea aceasta în ziua sabatului, a luat cuvântul și a zis norodului, sunt 6 zile în care trebuie să lucreze omul. Veniți dar în aceste zile să vă vindecați și nu în ziua sabatului. Fățarnicilor, i-a răspuns Domnul, oare în ziua sabatului nu dezleagă fiecare din voi boul sau măgarul de la este și îl duce de la dapă? Dar femeia aceasta, care e o fiică a lui Avram și pe care Satana o ține legată 18 ani, ea nu trebuia să fie dezlegată de legăturile acestea în ziua sabatului? Pe când vorbea el astfel, toți potrivnicii lui au rămas rușinați și norodul se bucura de toate lucrurile minunate pe care le făcea el. Vedeți, pentru poporul de rând, Domnul a adus mare înviorare. Dar pentru oamenii religioși care interpretau greșit legea, Domnul a fost dușmanul numărul unu. Din acest caz rezultă că acel fruntaș și alții ca el țineau mai mult la regulile
cultului lor decât la nevoia spirituală a omului. Dar Domnul îi demască, arătând că de fapt mai superior decât regulile cultului erau interesele personale. Când le zice, animalul tău nu-l tratezi așa ca și pe femeia aceasta. Când e vorba de lucrurile tale, atunci treci peste regulile și le impui la alții. Asta este o religie foarte falsă. Să ceri altora ceea ce însuși nu faci. Să fii nedrept cu alții. Și să nu înțelegi ce scop are religia. Vreau să luăm trei exemple practice din confruntările Domnului cu ei pe tema interpretării, aplicării legii. Primul caz, îngrijirea părinților, Matei capitolul 15. Citim de la versetul 3. Căci Dumnezeu a zis prin Moise, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Apropo, copiilor, tinerilor, să nu cinstiți pe unul mai mult pe altul, că în poruncă tata a trecut lângă mama. Uneori părinții au favoritisme, dar uneori și copiii au favoritisme. Și pe tata respectă și pe mama nu, sau invers. Sau, zice în altă parte de Vechiul Testament, cine va grăi de rău pe tatăl său și pe mama sa, să fie pedepsit cu moarte. Dar voi ziceți, cine va zice tatălui său sau mamei sale, oricuce te-aș putea ajuta, l-am închinat lui Dumnezeu. Exista o regulă al vremii, potrivit căreia cineva putea să-și doneze averea la templu și nu mai era dator să-și îngrijească părinții, socotind că nu mai este proprietatea lui. Iată din nou falsitatea religiilor pe care Domnul o demască. Pentru că cei de la templu aveau din plin și părinții lor bolnavi, poate cu diverse nevoi, duceau lipsă. Domnul zice aici, nu mai este ținut să cinstească pe tatăl său și pe mamă sa și ați desfințat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinii voastre. Fățarnicilor, bine a prorocit despre voi Isaia când a zis, norodul acesta se apropie de mine cu gura, mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Deci, atenție, nu cumva să încercăm anumite scăpări, evadări în a nu împlini cuvântul lui Dumnezeu în lucrurile esențiale. Cinstirea părinților este poruncă majoră. Ea figurează în decalog înaintea poruncii de a nu ucide. Și ei au găsit un alibi și astfel evitau să mai aibă grijă de părinții lor. Iată un alt exemplu mai complex. Problemele căsătoriei. În cartea de Deuteronom, capitolele 22 și 24 de la versetul 1, în mod deosebit, este scris, când cineva își va lua o nevastă și se va însura cu ea, s-ar întâmpla ca ea să nu mai aibă trecere înaintea lui. Pentru că a descoperit ceva rușinos în ea, să-i scrie o carte de spărțire și după ce îi va da în mână să-i dea drumul din casa lui. Ei neglijau iubirea de aproapele chiar în cazul primului aproape, partenerul de viață. Și mai degrabă se agățau de această mențiune ca să-și pot împlini poftele lor. De aceea Domnul a spus în vremea sa mereu, dacă vrea cineva să vină după mine, adică să trăiască religia așa cum vă spun eu, cum cu adevărat a fost scris în Vechiul Testament, să renunțe la eul lui. Oamenii erau foarte egoiști și extrăgeau din lege numai ce era în favoarea lor. Aici Moise într-adevăr a admis despărțirea și Domnul explică de ce, vom citi. Dar totuși, în versetul 4 e scris că o astfel de femeie, deși avea dreptul, se pângărea, adică își pierdea curăția morală prin acest gest. Dar să citim cuvintele Domnului din Matei, capitolul 5, versetele 27 în continuare. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. Dar eu vă spun,
că orice cine se uită la o femeie ca să o poftească și precurvit cu ea în inima lui. Dacă un bărbat nu s-ar uita deloc la alte femei, credeți că ar ajunge să-și lase nevasta? Da, de unde? Pentru că de regulă, întâi, atunci când iese una din inimă, este un proces de intrare alteia. Domnul este foarte drastic aici și spune omului, chiar până acolo, să-și lepe de unul din organe, să-și taie mâna sau piciorul. Și apoi zice clar de la versetul 31, oricine își va lăsa nevasta să-i dea o carte de despărțire, s-a zis. Dar eu vă spun, oricine își va lăsa nevasta, afară numai de pricina de curvie, îi dă prilej să prea curvească. Și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Discuția pe această temă a fost reluată conform celor scrise în Matei 19. Au fost dezbateri foarte dure, în sensul că era o contradicție profundă între Domnul și farisei, în mod deosebit. Citim de la versetul 3. Fariseii au venit la el ca să-l înspitească, i-au zis, oare este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta pentru orice pricină? Deci ei nu discutau dacă să o lase sau nu, numai despre pricini, cum a spus discuția între cele două școli de orientare liberală sau conservatoare. Drept răspuns, el le-a zis, oare n-aș citi că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască? Și a zis, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa, se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup, deci ce-a împreunat Dumnezeu omul să nu despartă. Și ei dintr-o dată s-au agățat de o altă mențiune a legii lui Moise. Pentru ce dar Iosei a poruncit Moise că bărbatul să dea nevestii o carte de spărțire și să o lase? Iisus le-a răspuns, din pricina împietririi inimii voastre a îngăduit Moise ca să vă lăsați nevestele, dar de la început n-a fost așa. Lor le-a venit greu să creadă, chiar și ucenicii au ezitat în a înțelege acest adevăr. Cum a fost dată legea Vechiului Testament? De ce au fost anumite îngăduințe cu poligamia, cu despărțirea? Și ce vroia Dumnezeu în fond? La asta i-a dus Domnul să înțeleagă. Valorile spirituale evidențiate, iubirea față de Dumnezeu și de aproapele. Unde e iubirea față de aproapele în cazul divorțului? Nicăieri. Eu însă vă spun, a zis Domnul, oricine își va lăsa nevasta afară de pricina de curvie, și asta conform Deuteronom 22, însemna că i-a dovedit infidelitatea la nuntă. Ea se dăruise altcuiva, în ideea aceasta, în acest mod, nu era dator să o ia de nevastă, să o lase celui căruia s-a dăruit. Sau dacă a fost necinstită, respectivul să-și poarte vinovăția, să-și descopere păcatul. Dacă a fost și ea de vină, să fie și ea osândit. Dar scrie în continuare aici, oricine ia pe alta de nevastă, prea curvește, asta înseamnă o relație după căsătorie. Și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Am întâlnit și în vremea noastră farisei, care au mers până acolo încât, conform acestui verset, separau drepturile care le are bărbatul de cele pe care le are femeia, ca și cum unul ar avea dreptul să lase și să ia pe altcineva și celălalt nu. Numai că vine Marcu, în capitolul 10, și arată că Domnul Iisus a vorbit în mod egal și despre bărbat și despre femeie. Versetele 11 și 12. Oricine își lasă nevasta și ia pe alta de nevastă, prea curvește față de ea. Și dacă o nevastă își lasă bărbatul și ia pe altul de bărbat, prea curvește. Deci este pe aceeași treaptă, de altfel e și normal să fie așa, și bărbatul și femeia. Domnul Iisus a venit să favorizeze viața de familie. Pentru că în vremea aceea, în antichitate, sub influența grecească, divorțurile și curviile erau la ordinea zilei. Era o viață imorală. Evreii s-au dat după lume folosindu-se de legea lor, vânând niște puncte interpretate greșit din lege, luând niște îngăduințe drept recomandări și pierzând din vedere fondul legii, valorile spirituale, milă,
dragoste, dreptate. Un alt domeniu a unor dispute repetate a fost respectarea sabatului. În Vechiul Testament, în mod deosebit, în cartea Exod, capitolul 31, citesc de la versetul 12, erau mențiuni foarte clare. Domnul a vorbit lui Moise și i-a zis, vorbește copilul Israel și spune-le, să nu care cumva să nu ține sabatele mele, căci acesta va fi între mine și voi și urmașii voștri un semn după care se va cunoaște că eu sunt Domnul care vă sfințesc, să țineți sabatul, căci el va fi pentru voi ceva sfânt. Cine îl va călca va fi pedepsit cu moartea, cine o face vreo lucrare în ziua aceasta va fi nimicit din mijlocul poporului său. Să lucreze 6 zile, dar a 7-a zi este sabatul, ziua de odihnă, închinată Domnului. Cine o face vreo lucrare în ziua sabatului va fi pedepsit cu moartea. Par niște legi, gen lege marțială. Însă aici nu au fost date detalii. Dumnezeu a vrut să le arate de la început cât de necesar este un timp pentru Dumnezeu și totodată de repaus pentru omul care are capacități limitate și în mod deosebit pentru slujitor și pentru animale chiar. Ei adăugaseră câteva zeci de reguli, de nu-uri pe care oamenii n-aveau voie să le facă în ziua sabatului. De exemplu, una singură vă spun, dacă va cădea un zid peste un om și viața nu este pusă în pericol, să nu fie ridicate pietrele în ziua sabatului, numai să-i fie dusă mâncare la fața locului. Și atunci Domnul Iisus întreabă, pentru așa ceva a fost dat sabatul? Ca omul să se odihnească sub bolovan? Însă, așa cum am zis, profeții au venit să explice legea atunci când poporul nu înțelegea. Iată ce a vorbit Isaia despre sabat. Vă citesc din cartea sa, capitolul 56, versetul 2. Fericit de omul care face lucrul acesta și de fiul omului care va rămâne statornic în el, păzind sabatul. Dar iată ce înseamnă asta. Ca să nu-l pângărească, deci nu cumva în mod intenționat să uite de Dumnezeu, pentru că în ziua sabatului evreii trebuia să gândească la actul creației, a originilor fizice, și la actul eliberării din Egipt, originea lor spirituală. Și stăpânindu-și mâna ca să nu facă niciun rău, de aceea Domnul i-a prins la colț în sinagogă atunci când i-a întrebat, este îngăduit să se facă bine sau rău în ziua sabatului? Dar și mai clar vorbește capitolul 58, versetul 13. Dacă îți vei opi piciorul în ziua sabatului, odihnă, ca să nu-ți faci gusturile tale, iată ce interzicea sabatul, dar ei nu înțelegeau asta. În ziua mea cea sfântă, dacă sabatul va fi desfătarea ta de să te dedici pentru Domnul, pentru lucrurile sfinte, să sfințești pe Domnul slăvindu-L și dacă îl vei cinsti neurmând căile tale, neîndelencindu-te cu treburile tale și nedădându-te la flecării. De sabatul însemna odihnă pentru lucrurile sfinte, ruperea de activitățile materiale profesionale și totodată neparticiparea la distracții și la plăceri păcătoase. Să mă audă tinerii care joacă fotbal duminică sau atunci când este timp pentru adunare. Asta era interzis. Evident că multe din acestea sunt interzise tot timpul, dar cu atât mai mult atunci când ei vroiau să se dedice pentru Domnul. Acum citesc spusele Domnului din Matei capitolul 12 pentru a vedea ce clar le-a explicat, pentru că ei băteau monedă pe cele scrise în cartea Exod, neînțelegând rostul celor menționate acolo. Căci chiar în timpul sărbătorilor, în mod deosebit când erau sărbători de mai multe zile, conform Exod 12:16, era îngăduit să se gătească frana fiecărui ins. Aici ucenicii au mers prin anului de grâu, au frecat spice să le mănânce și fariseii nu s-au gândit să le dea ei mâncare, că le lipsea iubirea. Ei doar i-au catalogat ca și călcători de sabat. Domnul le dă ca exemplu, citesc de la versetul 3, oare n-aș citi ce a făcut David când a flămânzit el și cei ce erau împreună cu el?
Cum a intrat în casa lui Dumnezeu și a mâncat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, pe care nu este îngăduit să le mănânce nici luniștilor ce erau cu el și numai preoților. Preotul din vremea aceea i-a întrebat doar dacă sunt curați, dar având în vedere nevoia lor, i-a servit. Sau n-aș citit în lege că în zilele de sabat preoții calcă sabatul în templu și totuși sunt nevinovați. De altfel, unii rabini care interpretau corect Vechiul Testament spuneau așa: în templu niciodată n-a fost sabat, că tot timpul se lucrează. Încă în zilele de sabat se muncea mai mult, că erau mai multe jertfe. Și zicea Domnul, ar fi trebuit să înțelegeți că dacă în templu e voie să încalci sabatul, când e vorba de a te închina lui Dumnezeu, că Dumnezeu e deasupra sabatului, Domn și al sabatului, atunci de ce nu înțelegeți că în sabat e voie să faci și bine omului? Că zice în continuare cuvintele: căci dacă aș fi ce însemnează milă, voie și nu jerfe, n-aș fi osândit pe niște nevinovați. Deci nu că Domnul a luat apărarea și că el era mai mare decât sabatul și a putut să facă o derogare de la lege. Legea nu-i condamna pentru asta. Și mai clar, că aici lipsește o parte din versetul din Marcu 2, îl citim de acolo, 2:27-28, apoi le-a zis, sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru sabat. Așa că Fiul omului este domn chiar sabatului. Iată aici în capitolul 3 ce caz interesant. S-au adunat fariseii și în fiecare sinagogă erau puși oameni care să vegheze să nu vină vreun proroc sau vreun învățător mincinos. Atunci s-au unit cu poliția templului, cu irodiadii, deși ei erau dușmani, dar în urmării pe Domnul au făcut coaliție. Și Domnul, care le cunoștea atitudinea și care a venit să împlinească legea, le-a arătat cum se interpretează. Și scrie de la versetul 3 că a zis omului, scoală-te și stai la mijloc. Studiu de caz. Pe legea lui Moise. Capitolul sabat. Apoi le-a zis, este îngăduit în ziua sabatului să faci bine sau să faci rău? Cu alte cuvinte, dacă în legea voastră nu-i îngăduit să faci bine, nu-i bună legea. Și apoi, fiindcă ei veniseră să-l prindă, interesant, Domnul n-avea voie să facă bine, dar ei veniseră să facă un rău. Și atunci Domnul mai vine cu o întrebare. Să scapi viața cuiva sau să o pierzi? Și fiindcă n-aveau ce să spună, au tăcut. Domnul l-a vindecat, arătându-le că sabatul trebuie folosit într-un mod practic, pentru că scrie în Ioan 5:18, că Domnul nu desfința ziua sabatului, adică din lege pentru evrei, și Domnul o deslega, adică i-arăta înțelesul, scopul cu care Dumnezeu a dat-o și o descărca, o deslega de toate adăugirilor care îngreunau viața omului în nevoie, că cine le avea de toate putea sta liniștit în fotol în ziua sabatului. Și acum sunt evrei care ei nu mai lucrează nimic și seara când trebuie să aprindă lumina, în loc să zică vreunui servitor, aprinde becul că nu văd, nu cumva să facă vreo lucrare, zice, așa rău citesc. Și atunci, indirect, l-a motivat să aprindă becul. Forme fariseice pe care Domnul le-a condamnat în mod clar. Închei, spunând că pentru Domnul Iisus și pentru cei ce voiau să înțeleagă, vă rog, rețineți, nu numai Domnul a interpretat așa, și din vremea sa cei ce erau sinceri au gândit la fel. Legea lui Dumnezeu însemna dragostea în acțiune. De aceea zice în Marcu, capitolul 12, de la versetul 28, că unul din cărturari a venit la el și l-a întrebat, care-i cea din tâi de toate poruncile? Și Domnul i-a zis, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu tot ceea ce ești și ai, iată porunca din tâi. Iar a doua este următoarea, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu este altă poruncă mai mare decât acestea. Cărturarul i-a zis, bine, învățătorule, adevărat ai zis, că Dumnezeu nu singur și că nu este altul afară de el și că-l iubi întru totul mai mult decât jerfele. Iisus a văzut că a răspuns cu pricepere și a zis, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Deci iată că ce a priceput Domnul și era în stare să priceapă. Legea Vechiului Testament n-a fost dată să o priceapă numai Domnul Hristos. Și ei, dacă erau sinceri, puteau să o înțeleagă. Cum și Pavel zice la rândul lui, că ceea ce predică el, omul sincer poate să creadă și să înțeleagă asta.
Diferența dintre religia Domnului și religia lor era dată în fond de aplicabilitatea legii. De aceea când a venit la Domnul Iisus, Luca 10 cu 25 la 37, unul și l-a întrebat, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Tu ce citești în lege? Tu cum o înțelegi? Să iubești pe Dumnezeu și pe aproapele. Și cine e aproapele? Și când dă Domnul pilda cu samareteanul milostiv și îl prinde pe preot pe lângă, pe levit pe lângă, unde greșeau ei? Nu că neapărat nu puteau să o înțeleagă, nu voiau să o aplice, că era în defavoarea lor. Religia Vechiului Testament și a Domnului Iisus, a lui Dumnezeu în fond, este religia iubirii în acțiune. Și numai cine e gata să iubească pe Dumnezeu și pe aproapele său pricepe, pe celălalt, rămâne încorsetat în reguli și se pierde. Un caz mai evidențiat și cu aceasta am încheiat este în Luca 6, unde zice, de la versetul 27, dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, rugați-vă. Și încheie Domnul predica de pe munte cu o pildă. Asta e concluzia religiei Domnului Iisus în raport cu religia lor. Un om a zis o casă pe stâncă și altul pe nisip. Dar în ce constă diferențele între aceștia doi? Ascultați, Luca 6, de la versetul 47. Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om care vine la mine, aude cuvintele mele și le face casă pe stâncă. Versetul 49. Dar cine aude și nu face, casă pe nisip. Diferența era de trăire. Și ce înțelegeau nu puneau în practică. Ar fi putut pricepe că Dumnezeu se descoperă oricărui om sincer, dar nu pricepe decât acela care e gata să împlinească. Bine a încheiat Domnul pilda cu samareteanul milostiv când a zis Luca 10 cu 37, du-te și fă-și tu la fel, asta e legea, Doamne ajută-ne, amin.